Ceaiul de are în compoziție minerale, substanțe nutritive și antioxidanți, precum fier, vitamina A, vitamina B, vitamina C, precum și alți compuși activi, sprijină detoxifierea organismului, sistemul imunitar, îmbunătățirea vederii, protejează împotriva bolilor cronice. Previne formarea tumorilor, împrospotează respirația și reduce riscul apariției malformațiilor congenitale. Iată ce beneficii are pentru sănătate. 1. Elimină blocajele aparatului respirator. Ceaiul de pătrunjel este recomandat persoanelor care suferă de astm sau alte afecțiuni respiratorii. beta carotenul are legătură directă cu scăderea riscului de astm bronșic. În timp ce alți compuși din ceai ajută la neutralizarea infecției bacteriene ce provoacă congestia. 2. Întărește sistemul imunitar. Concentrațiile puternice de vitamina C și vitamina A din ceaiul de pătrunjel îl fac un puternic stimulant pentru sistemul imunitar. Vitamina C sprijină producerea de celule albe din sânge și poate acționa ca un antioxidant protejând organismul împotriva afecțiunilor cronice, a celor cardiace sau diabetului. 3. Îmbunătățește circulația sanguină. Fiind bogat în fier, ceaiul de pătrunjel reprezintă o modalitate excelentă de a îmbunătăți circulația în organism și pentru a preveni apariția anemiei. Fierul este esențial pentru producerea de celule roșii și poate contribui la aducerea sângelui oxigen a celulelor. Ce necesită substanțe nutritive și oxigen pentru funcționare și reparare. Nivelul ridicat de calciu din ceaiul de pătrunjel ajută organismul să asimileze fierul. 4 îmbunătățește vederea. Vitamina A este un nutrient cheie pentru organism, în special în ceea ce privește sănătatea ochilor. Vitamina A este derivată din beta carotenul găsit în pătrunjel și poate preveni stresul oxidativ din ochi, reducând, în același timp, riscul de apariție a cataractei și prevenind degenerarea macul ară. 5. Pătrunjelul este un diuretic natural. Elimină toxinele și excesul de sare din organism. Cum se prepară ceaiul de pătrunjel? Avem nevoie de frunze proaspete de pătrunjel, Apă filtrată. Se pune apa ușor încălzită peste frunzele proaspete de pătrunjel, o mână de frunze la 250-300 la ml apă. Se acoperă cana și se lasă la infuzat 15-20 minute. Dacă vreți ca ceaiul să fie mai concentrat, se lasă până la 30 de minute. Se strecoară și se bea călduț, neîndulcit, cu adaos de lămâie. Se consumă una, două când pe zi. Atenție! Acest ceai nu ar trebui consumat de către femeile însărcinate și de către persoanele care folosesc medicamente pentru subțierea sângelui. Chiar dacă este un bun diuretic, se consumă cu precauție în cazul unor afecțiuni renale mai grave.